Acum ceva timp am construit acest muzeu pentru toate armortrimurile și discurile, însă în versiunea 1.21 au fost adăugate 2 armortrimuri și 3 discuri, iar astăzi vreau să le găsesc pentru a completa colecția, așa că hai cu mine! Gamivo ține cu tine! Prețuri mici pentru oricine! Mai multe detalii în descriere! Privind partea bună, ultima dată am fost în 2 trial chambere și am reușit să adun câteva dintre lucrurile de care am nevoie, mai exact 3 din cele 5 bolt armor trimuri, unul din cele 5 flow și un disc din cele 3, așa că astăzi mai am de adunat câteva dintre ele. Însă, privind partea proastă, am nevoie de un arc, așa că mă voi duce să fac foarte repede unul. Sincer să fiu, nu știu pe unde și cum am reușit să pierd un arc full, însă am făcut-o, așa că acum mă voi ocupa să enchantez altul și am nevoie de mai multe armor trimuri pentru că îs sărac când vine vorba de diamante și nu le-aș multiplica. Acum hai să vedem, primul arc Power 4, al doilea arc Flame nu mă interesează, Infinity, Power 4, Punch 1 și Unbreaking. Deci dacă mai îmi dați pe unul, Punch 1 ar fi perfect, numai să-l dezenchantez. Așa, ia zi Punch, te rog frumos, bam, Punch 1 și acum în acest anvil avem combinația asta, gata, arcul full, power 5, punch 2, unbreaking 3 și infinity, sunt pregătit să dau o fugă până în trial chambere. În primul în care am mers n-am avut prea mult noroc, așa că sper să am aici. Bag o poțiune de B2M2 și ce nu-mi place deloc la poțiunile astea este că nu prea contează faptul că ai B2M1, 2 sau 5. Pur și simplu, singurul lucru care schimbă, singurul lucru pe care îl schimbă acest bedomen îi durata. Hai că mă pregătesc în felul ăsta și atunci tot trag în el în momentul în care se spawnează. Bă, care dai? Ok, poison, ciudat. Dar da, revenind, singurul lucru care se schimbă este durata. La B2M1 ai 20 de minute, la B2M2 ai 30 de minute și mai crește. Însă loot-ul este exact același de la B2M1 la B2M5, ceea ce nu-mi place pentru că, să dau exemplu, raidurile, la B2M1 vin mai puțin mobi. Mai puține wave-uri, cred. Dar oricum mai puțin mob, mai puține evocări, mai puține toteme. Însă la B2M5 faci rost de foarte multe toteme și până la urmă asta te interesează la un raid. De asta era șmecher că atunci când folosești o poțiune de B2M5 într-un trial chamber să vină mai mulți mobi, da, și în același timp să ai un loot mai bun. De exemplu, băi, cheie din prima, ok, aici am avut noroc. Dar în celălalt n-am găsit nici măcar o cheiță, ceea ce, sincer să fiu, e groaznic să vii și să n-ai noroc deloc la loot. Însă, da, asta e părerea mea, nu știu, să lăsați în secțiunea de comentarii ce părere aveți și voi, dacă ar fi mai șmecher sau nu cu bedomen mai mare, să fie și mai greu, dar în același timp reward-uri mult mai bune. Că, până la urmă, vreau armor trimuri, vreau discuri, vreau cheițele astea pentru că mai am nevoie de încă un disc și voi face rost doar folosindu-le pe astea, deoarece din câte am înțeles, un disc cade din volturile normale, unul cade din Omnios Volts și unul se găsește în acele vaze decorative. Salutare, prietene, hai să te rezolv. Ălalalt ce zice? Zice că vrea să tragă el în continuu. Hai că-l rezolvăm. Așa, imediat. Bă, da, duc băieții, chiar și cu power 5. Văd că duc destul de multe săgeți, deci tot cu sabia slash toporul. Îi mult mai ok. Ia, bag o poțiune. Du-te tu jos. Mă duc peste ăstălalt. Nu-mi place când dau slowness să tot dau ture dintr-o parte în cealaltă, dar aparent îi nevoie. A, și o trăgeam cu săgețile cu slowness, mă, probabil de asta. Dacă mi-aș face niște săgeți cu instant damage, ar rupe. N-ar mai trebui să trag atât. Aoleu, dă-i în butonul ăla. Bun, gata. S-o rezolvat. Cu apa aia. Nu mai dați, mă, vedeți-vă de treburile voastre. Arcuri înceantate. Așa. Hai, bateți-vă între voi. Bravo, bravo.
Hai încă un pic, încă un pic. Dacă băgam și o poțiune de strength, era inteligent din partea mea. Dar măcar am toteme în caz de ceva. Uite că înainte am zis să fie mai greu și m-au dus băieții la 3, la 3 inimioare. Hai, încă o lovitură ție și ar trebui să-mi dropeze. Aoleu, nu mai dați mă, gata, încă o dată. Uite, vită, pe bune, ăsta e drop, vită, cred că din ambele mi-a dat o vită. Dar, hei, să fie primit. Acum, mai multe poțiuni, am stricat ceva în ultimul trial chamber, sper să nu stric la fel de multe aici, că nu prea mai am. Și poțiuni de strength, de astea n-am tare folosit. Așa că dă-le aici. Bun, te lăsăm pe tine în partea asta. Acum poțiunile de strength, eventual merele de aur să fie acolo. Bagunul și să te deschid pe tine. Dacă vin așa, da, e perfect. Zic că îmi dai discul și pot pleca de aici. Hai, prietene, te rog un disc. O, pattern, da, că avem și bannere. Ar fi șmecher să fac o colecție cu bannere unde să folosesc toate pattern-urile astea rare. Și cred că aș da o tură în direcția asta. Ce se întâmplă pe aici? Ia uite, poturi, o grămadă de poturi decorative și o grămadă de spawnere totuși. Ăsta, aoleu, aveți săbii, nu-i bine. Băieții cu săbile. Și am ajuns și eu jos. Hai, prietene, hai. Da, asta mi se pare cel mai ușor de găsit. Aoleu, și cheiță. Deci din astea poate să-mi dea și cheiță. Foarte important să sparg tot ceea ce găsesc în materie de poturi. Ia uite că tot venind pe aici, învăț chestii noi. Și anume că din poturile astea mai fac rost și de cheițe. Însă, aș lăsa un pic din loot. Ia uite, în partea asta, bam bam, să fie poterișerdurile, flow pattern-ul. Și am făcut rost de 3 discuri. Așa că 3 dintre ele vor dispărea, n-am ce face cu atâtea. Pe unul îl păstrez acolo. Plus, bogged head să fie un slowness, n-am nevoie de el momentan. Dar, care e partea cea mai bună la aceste poturi? Că pot face blocuri, gata. Și efecte noi, încă nu știu ce fac toate. Waving-ul ăsta, de exemplu, chiar n-am nici în vagă idee ce face. Dar voi afla pe parcurs. Așa, dați aici. Nu mă aștept niciodată să fie ceva interesant în Minecraft să spargi aceste vaze. Dar aparent îți dă un loot super bun. Ia ziceți băieții, bine sănătoși. Vreți să vă rezolv un pic? Așa, gata, hai. Mai spawnează. Rotten Flash n-am nevoie. Dar m-ar interesa loot-ul pe care mi-l dai tu de aici. Hai că de camera asta n-am mai dat până acum. Va fi interesant să mă bat cu toți guișterii ăștia deodată. Hai băieții, să înceapă aventura, da? O tonă de spawnere, bag mărul de aur. Aoleu, ăsta e cel mai enervant. Pe ăsta trebuie să-l bat neapărat din prima. Restul mai pot aștepta. Nu fugi, bă, nu fugi. Că tu ești fugarul din toată... Ok, din toată lumea asta. Ok, ok, hai că-s curios cât de greu e într-o cameră de genul unde sunt foarte multe spawnere. Și din nou, eu pe ultra hardcore, deci asta trebuie notat aspectul. Ce e aici jos totuși? În partea ajung imediat, numai să-i bat pe băieți. Ia, mai dropează. Ok, superb, superb, superb. Ia zi, prietene, te-am rezolvat și pe tine. Băgăm o poțiune. Și acum ce se mai întâmplă? Cine mai apare? Cu cine ne mai batem? Bam! Opa! Două chei! Ok, deci n-am găsit eu ce trebuia, ca să înțeleg. Că dacă găseam camerele astea șmechere, chiar erau dropuri ca lumea. Aici sus, ce se întâmplă? Avem și noi un bloc? Da, am și eu un bloc. Cufăr, nimic special. Spar cufărul, că nu cumva să vin aici pe degeaba. Și... cam puțin mobi, adică una, două spawnere numai? Mi se păreau mult mai multe, dar o grămadă de volturi și două spawnere. Ok, am înțeles, eu care mă gândeam că sunt două volturi și... Bun, hai jos. Hai jos, în încăperea asta, încă un volt, măcar fac rost de cufere pe care oricum le voi arunca. Și mi-a dat un wide burst mai înainte. Acum să golesc puțin astea. Și un lucru interesant cu diamantele alea, probabil voi multiplica acele armor trim-uri, pentru că n-am avut încă noroc de ele. Zic că am cobit și îmi dai armor trim, te rog frumos. Oh, nu cred, serios? Mi-a dat căpățână din asta? Mi-a dat heavy core?
Băi, ce tare asta, da? Am ceva noroc astăzi, aparent. Îmi trebuie doar acel... cum se numește? Îmi trebuie doar acel disc. Și mai era pe aici, cumva, vreun Omnios Volt? Da, ia uite-l în partea aia. Dacă mă duc pe ăsta... Băi, dă-l înapoi. Dacă mă duc pe aici pe ăsta, zic că tu ești norocosul. Te rog frumos. Dacă tu ești norocosul, ar fi perfect. Norocosul care îmi dă și mie... Ok, ok, armor trim. Mă bucură treaba asta și cărticică cu knockback 2 să fie acolo. Pe tine te arunc și dacă tot sunt în partea asta, dacă voi lua de aici un breeze rod, ar trebui să pot crafta acest mace superb, 6 attack damage, 0,6 attack speed. Lasă fie acolo. Îl voi enchanta cu prima ocazie. Momentan l-am craftat și să mai găsesc niște spawnere. Nu o să înțeleg niciodată camerele astea cu două, patru spawnere și patru volturi, adică, pe bune, atât de multe chei ar trebui să dropeze chestiile astea, că eu n-am fost atât de norocos. M-aș fi bucurat să fie inversă treaba și anume, nu știu, două volturi și șase spawnere. Altfel discutam atunci. Dar important este că mi-a dat o cheie din asta, un Omnios Trial Key și vreau să văd ce dropează, încă un banner și cărticică cu Density 5, mamă cât noroc, încă un flow. Oare nu era și Bolt Pattern cumva? Sau n-am avut eu noroc de el până acum totuși? Vreau să deschid voltul ăsta, să văd dacă am puțin noroc. Da, opa, opa, carte, asta da, și Impaling 3, superb, nu de alta, dar am și un trident pe care l-aș enchanta, însă nu despre asta e vorba, momentan îmi trebuie ultimul disc. Așa se întâmplă de fiecare dată, am filmat în primele două trial chambere absolut tot ceea ce am făcut și în al treilea am zis, bă, nu mai are sens să filmez că deja e destul de mult și până la urmă o să trag doar la final o secvență după ce am toate cheile. Și primele patru spawnere direct patru Omnios Trial Key, pă bune, pă bune! Aoleo, deci așa se întâmplă tot timpul. Când filmez, nimic interesant. Când nu filmez, parcă totul devine interesant. Deci nu se întâmplă nimic plictisitor. Oricum, hai să vedem. Primul volt îmi dă... Ok, un banner. Mulțumesc, flow banner. Ok, da, să fie acolo. Hai că mă duc atunci în căutarea unui alt Omnios Volt. Ar trebui să fie în partea asta în jos mai multe, dar voi afla mai imediat puțin, dăm și astea. Dar nu știu, mi se pare groaznică chestia asta, fix când nu filmezi, bă, n-are sens, hai că deja am filmat destul, văd eu la final ce se întâmplă și ia uite, primele patru spawnere direct să fie acolo. Ia zi, prietene, tu ce-mi dai? Îmi dai ce mă interesează, măr de aur enchantat, mulțumesc, și carte cu Density 4. Păi am primit Density 5 până acum, ăsta 4 nu mă ajută, dar să fie primit nu știu niciodată când voi face al doilea buzdugan în partea asta. Un copăcel, ok, n-am mai văzut unul până acum și dacă-i să mă cațăr în direcția asta e un volt normal. Ia, de aici, loot-ul zice Omnios Battle, bun. Dă-l aici și un arc cu power 2. Hai să-l arunc pe ăsta și nu cumva să-l pierd pe ăsta bun, că am mai făcut prostia asta. Ok, bad omen 2. Am stricat astăzi 3 din astea, așa că una în plus mă va ajuta. Și pe unde ajung la alte volturi? Că aș vrea să folosesc aceste două cheițe dacă tot le-am primit. Cred că în direcția asta ar trebui să fie, nu? Și totuși... vreau să vă sparg pe voi, nu de alta, dar am avut noroc de două cheițe, din două cheițe din astea normale, din celelalte, așa că hai în partea asta cu una dintre cheițe, sau nu, n-avem niciun volt normal, nu-i problemă atunci, mă duc direct la ăsta și zice loot bun sau nu. Ia zi, prietene, loot bun, așa, deschide și dăm discul, ok. Hai să vedem, zice Windburst. Ok, Density 4 cu 4, facem una de 5, ceea ce e bine. Și să-mi golesc puțin inventarul.
Privind partea bună, mai am două Omnius Trial Key, privind partea proastă, aceasta este singura poțiune de Instant Health pe care o mai am. În rest, shulkerul este gol, așa că va trebui să plec de aici după ce le folosesc pe astea două și sper la un loot bun, însă prima m-a dezamăgit total, o tonă de emeralde, dar nu mă vor ajuta prea mult. Când vine vorba de un vault normal, îl deschid pe ăsta, poate am ceva noroc, ok, un Omnius Battle, să fie primit, Bad Omen 2, lasă-l acolo, acest scut pleacă și ultima cheiță va veni acolo sus și partea cea mai ok din toată treaba asta este că am și câteva scaffolding-uri în cazul în care vreau să folosesc la vreun design. Acum, aoleo, iară flow pattern și o tonă de emeralde. Bun, te aruncăm pe tine, diamantele astea-s bune, însă pattern-ul ăsta mă moară încet și sigur. Am 5 și sunt 100% sigur că nu le voi folosi prea repede. Comparativ cu prima dată când am fost în Trial Chamber, pot spune că de data asta am avut mult mai mult noroc doar pentru că am făcut rost de acest buzdugan. Și în total am 3 armor trimuri din fiecare, nu 5 cât mi-ar trebui, însă asta se poate rezolva foarte ușor folosind 2 breeze roduri și din partea asta 2 blocuri de cupru, cam atât mă interesează, plus ceva diamante și cred că îmi lipsește fix unul, nu? Așa, 5 în partea asta și da, îmi lipsește fix un diamant, ceea ce e foarte bine, înseamnă că le-am înmulțit pe astea cu aproape toate diamantele pe care le-am luat din acel Trial Chamber. Și acum mă interesează să fac 2 armuri full de netherite, însă nu am netherite, nu am netherite upgrade-uri și nici armuri, așa că va fi destul de greu. Sunt foarte curios dacă sunt singurul care, de când a apărut 1.21, are mult mai mult lag și primește crash. Pă bune, astăzi, filmând acest videoclip, am primit de 2 ori crash și ultima dată când am primit crash, nu mi-aduc aminte, pă bune, a fost acum enorm de mult timp. Deci aș aprecia să-mi spuneți și voi prin secțiunea de comentarii dacă aveți probleme similare și cum ați rezolvat, dacă ați rezolvat. Însă, revenind la treburile noastre, am făcut rost de destul de multe emeralde din aceste Trial Chamber, așa că le voi folosi pentru a cumpăra de la niște armurieri 2 seturi de armuri din diamant, că nu-mi permit acum să le craftez. Acum sper doar să-mi ajungă emeraldele, așa că voi face trade cu tine, așa încetoc, să nu le stric pe toate din prima și fier pentru emeralde, ceea ce e bine dacă aduceam și fierul celălalt pe care mi l-au dropat băieții, dar ar trebui să-mi ajungă din partea asta un steak și ceva. Ia zi, superb, dă niște emeralde înapoi și ia uite, n-am avut niciodată lag cu sătenii ăia, însă acum de când cu 1.21, bam, o tonă și pentru level iau astea două căști de chain. Hai bre, vreau să ajungi din ăla șmecher și ia uite, acum 2 d-astea, 2 perechi de pantaloni și când mai faci tu level up, mi-ar trebui chest plate și cască. Am mai luat câteva căști de chain pentru a face level la master și destul de scump aș putea spune, 28 de emeralde, mai ales că nu au cine știe ce enchanturi, dar important este că am făcut rost de 2 seturi de armură din diamant de la prietenul nostru. O să-i las blast furnace-urile în partea asta și acum să le dezenchantez pe toate, plus să pregătesc netherite-ul. Dacă tot am venit la dezenchantat, voi enchanta și acest mace, poate am noroc de toate enchanturile pe buzdugan. Clar că am avut noroc, dar de continuăm stricul ăsta și dăm în partea asta, bam, bridge 3, am breaking 3, nu cred că e ăsta tot ce poate să-mi dea. Cred că poate să-mi dea, hai să vedem, bridge 3 și am breaking 3. Deci s-ar putea ca astea să fie toate. Hai încă o dată, da, deci astea îs toate, am înțeles. Și nu am la mine acele cărticele, însă le voi pune cu prima ocazie, de fapt, acea carte cu density 5. O voi rezolva și mai întrebe Wind Burst 3, ceea ce nu va fi atât de ușor de găsit, însă până la urmă, dacă mă plimb destul prin acele Trial Chamber, ar trebui să le rezolv. Și ajungând în partea asta,
pot lăsa armurile, bam, cele două seturi, câte 5 armor trimuri și acum mă interesează acele upgrade-uri. Cred că am numai unul, dar folosind diamante și netherrack ar trebui să ajung la 8, chiar 9. Ia dăm din partea asta toate diamantele, toate netherite upgrade-urile și nu, nicio șansă, abia mi-ajung diamantele pentru o armură. Totuși, dăm netherrack din partea asta și care e maximul? Bun, așa, încă un pic, da, fix de o armură. Deci asta înseamnă că mai trebuie ori niște diamante, ori niște netherite upgrade-uri. Și pentru că nu am explorat toate peșterile din jurul acestui Ancient City, mi-a fost mult mai rapid să adun câteva diamante decât să caut bastioane pe care nu le-am explorat. Și acum îmi trebuie doar un târnăcop cu fortune pe care, din păcate, nu l-am în partea asta, atunci în șulcărul cu târnăcoape să fie atât. Din astea 24, clar primesc mai mult de 28 de diamante câte îmi trebuie pentru acele 4 netherite upgrade-uri. Opa, stai că ne ducem. Din 24 am făcut 52 de diamante. Perfectos. Acum îmi mai trebuie doar 4 bucăți de netherite. Și unde am lăsat eu acele upgrade-uri? Da, ia uite, în partea asta dă să fie atât, 9 bucăți și rămân cu 27 de diamante, un netherite upgrade în partea aia și acum mai lipsesc doar netherite ingăturile și pentru asta am aici un stack de TNT-uri și voi mai crafta pentru că în partea asta mă așteaptă nisipul și pe lângă asta gunpowder ar trebui să am la ferma de gunpowder. Privind partea bună, acum am aflat care e faza cu acel... Oule, am uitat să pornesc aici campfire-le, a? Ok, mă voi ocupa cu prima ocazie, dar revenind, am aflat care era faza cu acel arc. Era arcul pe care l-am folosit pentru a aprinde TNT-urile, de aia avea flame. Și acum am văzut că în partea asta era de fapt arcul meu, dar asta este, voi folosi astăzi flint and steel, nu mai stau să fac altul. Și zic că mai am ceva gunpowder, au, mă doare, bun, mai am gunpowder în partea asta. Îmi era frică de faptul că nu o să am destul, dar teoretic cu ce îi în cufărul ăla îmi ajunge pentru TNT-uri. Armuri bifate, armor trimuri bifate, am chiar și netherite upgrade-uri, plus am elucidat misterul cu arcul dispărut, așa că tot ceea ce mai am nevoie astăzi este doar un stack de ancient debris. Privind partea bună, am făcut rost de 59 de ancient debris. Privind partea proastă, am spart astăzi două toteme și primit 7 creșuri. Deci, da, tot răul spre bine, aș putea spune, pentru că măcar cu cele 6 bucăți de ancient debris, de fapt de netherite scrap, pe care le am în ender chest, ar trebui să pot crafta acele două seturi de armură de netherite. S-au terminat de prăjit aceste netherite scrap-uri și acum pot crafta cele 16 netherite ingături? Mie îmi trebuiau numai 8, prost pe matematică astăzi, dar nu contează dacă mai fac armuri sau cine știe la ce le voi folosi, îi bine să fie acolo. Și lăsăm în felul ăsta, gata, am umplut și șulcărul și voi da o fugă pentru a termina cele două armuri de netherite. Așa, încet, încet am ajuns în partea asta și trebuie să scot în primul rând merele de aur enchantate, pe care le voi pune probabil aici, în acest butoi. Oricum, după ce fac rost de cel de-al treilea music disc, voi schimba zona asta, dar mai durează. Și acum, hai să-l luăm pe rând. Începem cu ăsta bolt și după merg cu ăsta flow. Păcat că nu există un material de culoare albastru deschis, pentru că mergea superb cu flow ăsta, da? Asta e acum. Hai să fie acolo. Primul set de armură îl rezolv și pe cel de al doilea
și voi pune pentru Bolt cupru, imposibil să pun altceva pentru că mi se pare cel mai reprezentativ, și pentru Flow merg cu albastru deoarece și el este albastru. Și să fie în tema asta de portocaliu cu albastru, acum voi pune pe partea asta Bolt și pe dreapta Flow, pentru că nu vreau două armuri albastre una lângă cealaltă. Un armor stand în partea asta, un armor stand în partea asta și acum hai să le pun la colecție. Mai trebuie să fac doar partea din spate, însă asta se va rezolva când mai dau o tură printr-un trial chamber ca să iau materialele necesare, cupru și niște tuf din ăla făcut frumos, dar per total am reușit să pun ultimele două armuri la colecție. Acum îmi trebuie doar ultimul disc.